Ania, strate, bine ați revenit pe canalul meu. Simt că nu am mai vorbit cu voi de o veșnicie și jumătate și mă bucur foarte tare să ne aflăm din nou aici. Mă bucur foarte, foarte mult că am ajuns să filmez. Știu că a trecut o perioadă lungă de vreme în care nu am mai filmat și n-am mai postat nimic, dar a fost Paștele, am fost acasă la părinții mei, a fost o debandadă totală și nu mi-am găsit starea necesară să filmez. Dar acum intrăm pe făgașul normal și astăzi vom face, cum bine vedeți deja din titlu, rutina mea zilnică de machiaj. Cu un mic twist, pentru că vom încerca niște produse noi de la Jeffree Star. Am fost zilele trecute și am încercat să-mi cumpăr niște produse de la Jeffree Star. Sunt foarte scumpe, norocul meu a fost că am prins o reducere de 25%. Și totuși, chiar și cu această reducere, parcă nu mi-am permis să-mi cumpăr mai multe produse ca să pot să fac așa un first impressions mai ok. Da, vom lucra cu ce vom avea, vă voi prezenta și produsele pe care le folosesc zi de zi, produse pe care de astfel cred că le-ați mai văzut și vi le-am mai arătat în filmulețele despre make-up, dar sunt una dintre persoanele care folosește un produs destul de mult atunci când este fericită cu ceea ce prezintă produsul respectiv. Vom începe cu un primer. Înainte de orice, vreau să vă spun, știți că data trecută când am făcut The Alphabet Makeup Challenge, nu aveam oglindă. Ei, mama mea, și te iubesc, mami, și îți mulțumesc, s-a ocupat să-mi aducă o oglindă roz, de care acum mă folosesc și să sperăm că nu o să mai stau așa încercând să mă machiez. Bun, deci am fața curată, m-am dat cu ceva cremă, o să folosim primerul acesta de la MAC, Strobe Cream Hydrant Luminous, pe care vi-am mai arătat. Și, dar de data aceasta, în filmuleț, pot să-l folosesc în ordinea normală, adică prima dată. Și o să mă dau așa puțintel, pe colo. Bun, perfect. Mai departe, vom folosi fondul de ten, Rimmel Match Perfection, pe care și pe ăsta îl folosesc, de m-am plictisit eu de cât timp, dar parcă mi-e frică să încerc un fond de ten nou. Nu știu dacă vouă vi se întâmplă, dar parcă atunci când te duci în magazin și faci proba aia să vezi dacă ți se potrivește, nu știu ce, parcă ți se potrivește. Și după aia când ajungi acasă, bineînțeles că observi că ori e prea închis, ori e prea deschis și că ai dat banii degeaba. Și nu știu, parcă nu prea am așa îndrăzneala asta de a cumpăra un fond de ten nou, motiv pentru care tot rămân la acesta. Să nu mai spunem că zilele acestea tenul meu a fost foarte neprietenos cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat, dar de obicei, să zic că mă machiez în 10 minute, foarte rapid. General, sunt destul de rapidă cu chestiile astea, nu prea stau 1000 de ani să... Na. Așa că să sperăm că ne vom mișca repede și astăzi. Următorul pas, după ce am întins fondul de ten, cât cred că se poate de bine, este să ne folosim de niște anticearcăn, Wake Me Up de la Rimmel, tot de la Rimmel, și pe acesta îl folosesc de prea mulți ani. Așa, și o să folosim aici în zona de sub ochi. Și nințel pe unde mai avem probleme cu tenul, căci asta e. Încercăm să le ascundem, dar câteodată nu prea reușim. Vă place locul meu? Deci că sunt războinică din aia, știi? Da, gata, destul cu glumele. Să trecem la treabă. Următorul pas este pudră. Folosesc pudra Invisible Loose Powder de la Flormar, care mereu zboară peste tot și, na, vă dați seama ce bucurie este pentru mine. Dar, ca și nuanța fondului de ten, mi-este imposibil să găsesc ceva care să se potrivească și atunci
prefer să folosesc o pudră translucidă. Cea mai bună soluție, sincer. Să ne facem și niște sprâncene. Folosesc Cabrow de la Benefit. Cu pensulica lor. Așa, bun. Și acum să folosim puțin bronzer. Tot pe asta de la Strick îl folosesc. Atunci când îmi cumpăr bronzer, parcă nu-mi vine să dau așa bani sau să-mi cumpăr ceva nou odată la nu știu cât timp. Folosesc pe ăsta până mi se pare că se învechește și apoi mi-au altceva, dar nu... Așa, am făcut-o și pe asta. Acum să ne dăm și cu ceva blush. Pe cel de la Too Faced îl folosesc. Punem așa puțină culoare în obrăjei. Bujor în obrăjei. În obrăjor voiam să zic. Așa. Să știți că folosesc aceeași rapiditate și atunci când mă machiez fără cameră, pentru că v-am zis că nu petrec foarte mult timp. Dar, cred că o să termin cu partea asta și apoi o să încep cu produsele de la Jeffree Star, ca să pot să fac și o mică introducere, pentru că vreau să zic ceva înainte. O să folosesc un far de ochi pe care mi l-am luat de la Flor Mar. Este foarte ieftin, cred că a costat undeva la 10 lei, bineînțeles albastru, după cum ați văzut și voi, pentru că a redescoperit fardul albastru. Și îmi place să-l folosesc într-un mod foarte simplu, adică cred că mi-am uitat o pensulă, dar o să folosesc ce am acum aici. Mă dau pe toată plapa. Cu grijă. Așa, să știți că este foarte bun. Este foarte pigmentat. Chiar dacă este puțin pudros, în sensul că vedem ceva reziduri aici pe jos, e chiar impresionant pentru prețul pe care îl are și vedeți aici o grămadă de fard. Așa. Deci, mă dau pe toată plapa, folosesc o singură pensulă pentru că doar pe asta mi-am adus-o aici și este în regulă, trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Este pensula aceea 217 de la MAC, despre care v-am spus că trebuie neapărat să o aveți pentru că este absolut minunată și fabuloasă. Așa. Și puteți construi intensitatea culorii, pentru că, v-am zis, e chiar mișto fardul ăsta. Îmi place super mult. Bun, și acum, cu ce a rămas aici pe pensula asta, facem așa ca să se ducă ce e mai mult și blenduim. Blend, 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 fără să ridic nuanța prea mult. Doar așa, cât să arate blenduit. Pentru că la filmulețul în care am făcut Alphabet Makeup Challenge, m-a certat sora mea că am uitat să blenduiesc fardul și că arăta foarte urât. Dar, probabil că fiind șocată de cât de nașpa mi-iese totul, am uitat. Nici nu mi-a trecut prin minte că, adică nu mi-am dat seama că n-am blenduit. Așa că acum, puiu, o să blenduiesc până o să te plictisești. Blend, 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 blend. Da.
Gata, am blenduit până m-am plictisit eu. Așa. Facem aici sub ochi puțină curățenie. Și, deci ăsta este everyday în sensul de super actual, pentru că în ultima vreme nu mai așa m-am machiat. O să folosim și pensul la 219, tot de la MAC, cu același fard, să ne dăm puțin de albastru și sub ochi. Că, na, să fie albastru. Și să blenduim puțin și aici, zic, nu? Blend, 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 blend. Blend, 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 blend. Și acum, puf! Gata, albastru. Blend, 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 blend. Mă obsedează semi-cântecelul pe care l-am inventat acum în cinstea blenduitului. Ok. Bineînțeles că acum urmează faza de care îmi este foarte frică și anume tușul. Motiv pentru care o să fac chestia asta rugându-mă la Dumnezeu, dar nu știu dacă o să pot, dacă mă vedeți. Așa că ne vedem când am tuș. Așa, am zis că ne vedem când am tuș, dar eu constat că nu prea mai am tuș. Deci va trebui să fac o oprire la Sephora, pentru că mi-a plăcut mult de tot tușul ăsta de la Fenty și chiar îl mai vreau o dată. M-am înțeles foarte bine cu el. Așa, să ne dăm și cu niște mascara. Mi-am luat un alt rimet de la Maybelline, tot din acesta agresan, dar altă, nu știu, altă nuanță, că na, e tot, cred că, același lucru. Bine, are altă periuță, dar nu prea mă pricepe la chestii de-astea. Și acum să vedem cât de mult o să ne murdărim de rimel, pentru că asta mi se întâmplă frecvent. Și deja nici nu mă mai enervez, până la urmă tot vina mea este. Dar mă aștept să mă murdăresc. Ce să vedeți? Nu prea m-am murdărit. Adică nu că nu prea m-am murdărit. Nu m-am murdărit deloc. Este un miracol, este un minune. Un minune, o minune. Oh, Doamne! Da. Este un miracol, este un minune. Astăzi am încurcat toate cuvintele, habar n-am ce-am avut. Da. Cam asta este. Să mă dau și cu niște creion de buze, pentru că și acesta este basic. Și acum să trecem la first impressions. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt, voiam neapărat să-mi cumpăr un iluminator nou. Pentru că cel de la Mary Luminizer are deja niște ani și oricum aproape l-am terminat și sunt foarte fericită că aproape l-am terminat. Așa că mi-am luat de la Jeffree Star, Skin Frost, Ice Cold se numește. Așa arată ambalajul, știți, e roz, e tot ce vă trebuie. Are semnul acesta... extraordinar de delicat, de diplomat. Așa. Iar înăuntru vedem oglinda aceasta mare și nuanța este chestia asta. Este un alb argintiu, ceva de genul. Are și aici semnul companiei. Și haideți să vedem cum este. Eu sunt foarte încântată pentru că îmi doream un iluminator pe altă nuanță, adică pe un argintiu spre alb, să fie așa ceva diferit de ce am avut până acum. Mi-e milă să bag pensul în el, dar o voi face. Ceea ce vreau să vă spun este că... Wow! Cut through! Să băgăm atunci, nenică, wow. Da, e clar că îmi place. După cum vedeți, wow. Ăsta, da.
Să ne dăm puțin și aici, și aici. Ceea ce voiam să spun înainte să îmi ia fața iluminatorul ăsta, vedeți? Wow! Superb! Superb, superb! Nu-mi pare rău că am dat banii pe el. Sunt foarte scumpe produsele. Deci asta a fost 150 de lei. Aproape, în jur de 150 de lei. Și am vrut să-mi cumpăr și o paletă de farduri care era undeva la 200 și ceva de lei. Dar aveam de ales, ori îmi cumpăr mai multe produse, ori îmi cumpăr doar paleta aia de farduri, pe care presupun că o să-mi iau cea cu verde și cu albastru, blue blood sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact cum se numește. Avea niște nuanțe superbe. Și acum, cum am eu probleme cu albastru și cu verdele, cum am avut mereu, chiar mi-aș dori eu. Dar am ales să-mi iau mai multe produse. Mamă, cum se vede! Doamne, deci este, e delicios, ca să spun așa. Pe acea nebunie. Da, următorul produs pe care o să-l încercăm este un ruj din acesta lichid. M-a dezamăgit selecția de produse pe care o găsim la Marionaud de la Jeffree Star. Mă așteptam să fie mai multe chestii, pentru că el are o grămadă de colecții și o grămadă de nuanțe. Erau foarte puține, nu știu, ori nu ajung la noi, ori s-au vândut și nu... Da. Mi-am ales așa, mi-am ales Celebrity Skin, este Velour Liquid Lipstick, nuanța aceasta, un nude, clasic. Și haide să vedem cum e și în interior și cum se vede pe buze. Miroase puțin albastru de metil. Dar mie mi se pare că orice care are așa un miros puțin spre între spirit și medicament miroase albastru de metil. Da. Nuanța este foarte frumoasă. Este un nude clasic. Da, și îmi place foarte mult. Mi se pare că se potrivește destul de bine și pentru persoanele care au tenul mai deschis. Și acum hai să vedem cât de repede se usucă și dacă se strâng buzele. O să stau să vorbesc așa, cum îmi place mie. Da, nu. Da. Rujul s-a uscat. Deja. Sunt impresionată. Foarte repede. La unele produse trebuie să aștepți o grămadă să se usuce. Acesta nu. Și, într-adevăr, nu strânge buzele. Sunt destul de impresionată, să fiu sinceră. Chiar dacă am dat foarte mulți bani, rujul a fost undeva spre 100 de lei, unul. Bine, și un ruj de la MAC e tot pe acolo, dar trebuie să recunosc că sunt destul de impresionată. Măcar n-am dat banii pe produse de proastă calitate. Mie îmi place foarte mult de Jeffree Star. Mi se pare că este unic, mi se pare că este foarte original și că ce a reușit el să facă nu vor reuși mulți. Pentru că are o personalitate debordantă. Chiar dacă te atrage ciudățenia asta a faptului că el este bărbat și că se machiază și că își pune peruci și că așa, totuși, în momentul în care îi urmărești conținutul, observ că te distrezi la maxim și că se și distrează și el și că totul e așa o nebunie pe canalul lui. Adică și nu e teamă să spună absolut nimic și ce părere are despre branduri și despre... Na, alte vedete din America. Mie îmi place foarte mult de el, mă bucur că am avut și eu ocazia în sfârșit să-i cumpăr produsele, nici nu mă gândeam că se va întâmpla atât de repede. Și acum că am vorbit atât de mult cu acest ruj pe buze, haide să trecem și la rujul următor, pentru că mi-am mai luat unul, deși nu știu cum o să se potrivească cu acest machiaj. Și să vedem dacă se ia repede de pe buze. Sunt chiar curioasă. Știi că la unele rușuri din astea mate trebuie să dai cu șpaclu ca să le iei de pe buze, dar... Ia să vedem. Nu, e ok. E cât de cât ok.
Presupun că durează și că e destul de rezistent pe buze, pentru că na, e un ruj lichid. Dar să vedem. Ok, următorul ruj pe care l-am se numește Unicorn Blood. Este o nuanță din aceasta puțin mai închisă. V-am spus, erau foarte multe nuanțe de roz, eu nu prea port roz și atunci a trebuit să am grijă ce aleg. Haideți să vedem cum este pe buze. Wow! Mă, dar știu că sunt pigmentate, nu glumă. Ok. Wow. Cred că la toamnă o să port în disperare nuanța asta. Chiar și acum vara. Se întind ușor. Da, e clar. Și frumos, în sensul că nu te faci varză pe la gură. Și se usucă repede, după cum vedeți, deja s-a uscat. Wow, îmi place mult de tot. Îmi pare rău că au atâte puține nuanțe la noi în țară. De ce? De ce? Ok, m-am speriat că nu a filmat nimic. Dar s-a filmat. E ok. E totul în regulă. Ok, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Voiam să vă întreb ceva. În cazul în care vă doriți să filmez un Q&A, vă rog frumos să-mi lăsați întrebări în secțiunea de comentarii ca să am Q-ul pentru A-ul. Dacă sunteți interesați să aflați ceva, nu știu, orice vreți voi, lăsați-mi în comentarii ceva întrebări ca să pot să filmez un filmuleț de acest gen. Mi-ar face foarte mare plăcere. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Să aveți o zi super, super, super bună. Pupi, pa!